Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Cu inima curată vreau să apar în fața Ta, Doamne, și să privesc cu nesaț chipul Tău. Dragi copii, iubiți credincioși, Evanghelia din această duminică ne vorbește despre semănătorul care aruncă sămânța, iar sămânța încolțește dacă are un pământ bun. Să ne recunoaștem păcatele, pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl vom auzi astăzi să aducă roade. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților. Cuvântul cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, de aceea rău pe Sfânta Maria, Gloria Fecioară, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tată, am păcătuit, dar ca Fiul rătăcit, regretăm că am greșit. Noastră-i mare, în Satan durare, n-are asemănare, n-are asemănare. Prin Hristos ne iartă, șterge orice pată, milostive Tată, milostive Tată. Mărire în cer lui Dumnezeu. Slavă de-a pururi Domnului să fie celui care
toate le-a creat. Cânt de-n închinare și de mulțumire celui care ne-a răscumpărat. Cerul și pământul cu însuflețire într-un glas să cânte Domnului mărire. Slavă de-a pururi Domnului să fie, celui care toate le-a creat. Cânt de-n închinare și de mulțumire celui care ne-a răscumpărat. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu le arăți celor rătăciți lumina adevărului ca să se poată întoarce pe calea Ta. Dă-le tuturor acelora care poartă numele de creștin tăria de a înlătura tot ceea ce se împotrivește acestui nume și de a îndeplini ceea ce îi corespunde. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul, așa cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc acolo, fără să ude pământul și să-l facă să rodească, să încolțească și să dea sămânța semănătorului și pâinea celui care mănâncă. La fel va fi cuvântul meu care a ieșit din gura mea. Nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place și așa să aibă succesul pentru ce care l-am trimis, cuvântul Domnului. Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roadă bogată. Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roadă bogată. Tu vizitezi pământul, Tu-i potolești să-i te acumbelășugară, Tu-i copleșești cu bogății. Râul lui Dumnezeu este plin cu apă. Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roade bogate. Tu faci să crească grâul pentru oameni, astfel pregătești pământul. Îi uzi vreastele-i sfârând bulgării, prin moi cu ploaie și răsadurile ile binecuvântăți. Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roade bogate. Încununezi tot anul cu bunătățile Tale, pe urmele Tale curge belșugul, să-i vezi pășune în pustiu, colinele sunt încinse cu veselie. Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roade bogate. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, eu consider că suferințele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare, care ni se va revela. Într-adevăr,
creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă zădărniciei, nu de bunăvoie, ci din cauza aceluia care a supus-o, cu speranța că și ea, creația, va fi eliberată de sclavia stricăciunii spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu. De fapt, noi știm că toată creația suspină și suferă durerile unei nașteri până în timpul de acum, dar nu numai ea, ci și noi, cei care avem ca prim dar al lui Dumnezeu Duhul, și noi suspinăm în noi înșine, așteptând înfierea și răscumpărarea trupului nostru. Cuvântul Domnului. Este cuvântul lui Dumnezeu, Hristos este semănătorul, cine l-a aflat pe Hristos va trăi în veci. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire-ți-e, Doamne! În ziua aceea, ieșind Iisus din casă, s-a așezat pe țărmul mării. S-a adunat lângă el o mulțime atât de mare încât el s-a urcat să se așeze în barcă și toată mulțimea stătea pe țărm, iar el spunea multe în parabole. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Și în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului, venind păsările cerului au mâncat, o altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, și îndată a răsărit soarele. Și pentru că nu avea pământ, soarele a înăbușit-o, a veștejit-o, și pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii crescând au înăbușit-o, iar alta a căzut în pământ bun și a dat rod, care 100, care 60, care 30. Cine are urechi se ascultă. Apropiindu-se, discipolii i-au spus, de ce le vorbești în parabole? Iar el, răspunzând, le-a zis, vouă v-a fost dat să cunoașteți misterele împărăției cerurilor, dar acelora nu le-a fost dat, că celui care are, îi se va da și va prisosi, iar celui care nu are și ceea ce are, îi se va lua. De aceea le vorbesc în parabole, pentru că văzând să nu vadă și auzind să nu audă, nici să nu înțeleagă și să se împlinească profeția lui Isaia care spune, de ascultat veți asculta, dar nu veți înțelege, și de privit veți privi, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor a devenit insensibilă, urechile lor cu greu aud, iar ochii și i-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, iar eu să-i vindec. Însă fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud. Adevăr vă spun, mulți profeți și drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți și n-au văzut, și să audă ce au auzit și n-au auzit. Așadar, ascultați parabola semănătorului. Oricine ascultă cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ceea ce a fost semănat în inima lui. Acesta este ce s-a semănat de-a lungul drumului. Ce a fost semănat pe loc pietros este cel care ascultă cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcini în sine, este de scurtă durată. Când vine o încercare sau o persecuție din cauza cuvântului, imediat se scandalizează. Ce a fost semănat între spini,
este cel care ascultă cuvântul, dar grija acestei lumi și pofta amăgitoare a bogăției înăbușă cuvântul și rămâne fără rod. Iar ce a fost semănat în pământ bun este acela care ascultă cuvântul și le înțelege. Acesta aduce rod și face care 100, care 60, care 30. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăuda să fie Iisus și Maria. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Despre cine este vorba? Cu siguranță despre Iisus Hristos, El este semănătorul. Să încercăm să descoperim sensul acestei parabole și să înțelegem frumusețea mesajului care se ascunde în spatele acestei imagini, în spatele semănătorului. Poate Iisus, în depărtare, a văzut un semănător care, cu pas încet și serios, aruncă sămânța pe ogor. Omul împlinea un rit vechi, dar mișcarea mâinii sale avea prospețimea curajului și a speranței, care nu se învechesc niciodată. De îndată Iisus se recunoaște în acel gest și din inima sa au ieșit cuvintele parabole. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Cât este de caldă, de amabilă și de afectuoasă această imagine. Iisus este semănătorul dumnezeiesc, care aproape cu ochii închiși aruncă sămânța, sămânța vieții, în toate felurile de ogoare omenești. De ce Dumnezeu nu privește? De ce Dumnezeu nu ești atent? De ce aruncă sămânța și în ogorul tare și neperitor? Răspunsul este minunat și tulburător în același timp. Dumnezeu bate și la ușa inimii care nu vrea să deschidă. Dumnezeu, împins de iubire, bate și la ușa inimii care nu se va deschide niciodată. Dumnezeu, de fapt, dăruiește iubire tuturor și va face mereu așa pentru că iubirea curată merge după inima curată și, prin urmare, nu se lasă oprită nici măcar de răceală, de nerecunoștință sau de omul neprimitor. Osândirea, care din nefericire este posibilă, nu depinde deci de mâna lui Dumnezeu, care la un moment dat se oprește din iubire. Nu, nu este așa. Osândirea este posibilă numai pentru omul care poate să refuze iubirea lui Dumnezeu și poate să devină un pământ tare care nu vrea și nu primește sămânța. Fotografia adevărată a lui Dumnezeu, de fapt, va fi mereu aceea făcută de autorul Apocalipsului, care vorbește despre Dumnezeu iubire prin cuvintele următoare. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi lua masa cu el și el cu mine. La lumina acestui adevăr dumnezeiesc, nu există momente ale vieții care să fie marcate de neimportanță, dar orice viață este prețioasă și orice moment al vieții este minunat, pentru că Dumnezeu stă la ușă și bate cu inima plină de gingașie și de milostivire. Of, cât se va schimba viața dacă vom observa acest gest neobosit al lui Dumnezeu. Și astăzi, și în acest moment, samaritanul trece, semănătorul bate. Cum este pământul inimii noastre? Este deschis? Este însetată de Dumnezeu? O parte din sămânță a căzut pe drum. Iisus ne atrage atenția că sămânța este egală pentru toți, dar terenul este în mod marcant diferit. Există un pământ tare și bătătorit. Aici sămânța nu încolțește, pentru că nu poate să intre din cauza motivului de neospitalitate radicală a terenului. Există pământ pietros. Aici sămânța încolțește, dar se usucă repede pentru că nu este adâncime și nu este grosimea necesară pentru viața seminței. Există pământul plin de spini, de mărăcini.
Aici chiar încolțește și crește, dar apoi rămâne sufocată pentru că sunt prezențe străine care nu permit maturizarea germenului. În cele din urmă există pământul cel bun, curat, fertil. Aici rezultatul este peste orice așteptare, pentru că sămânța aruncată are o putere de viață cu adevărat extraordinară. Iubiți credincioși, dragi ascultători, aceste particularități spun în mod clar că rezultatul seminței nu depinde de Dumnezeu, nu depinde de Dumnezeu, ci de alegerea omului. De fapt, sunt diferite situații de pământ, cel mai bun, cel al inimii omenești, care determină diferitele rezultate ale seminței. Merită efortul să citim viața noastră în lumina ploii de iubire neîntreruptă, iubire cu care Dumnezeu ajunge la noi fără încetare. Noi suntem cu abundență, atinși de sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Este un fapt sigur. De câte ori am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, în mod special Evanghelia? De câte ori am participat la catehezele parohiale sau la liturghii sau în lecturile personale? Să ne întrebăm, această sămânță, ce fel de fructe a adus și aduce în viața noastră? Noi nu vom putea să zicem în ultima zi, Doamne, n-am știut. Doamne, eu nu am cunoscut voința Ta. Doamne, eu nu am avut darul Evangheliei. Nu. Semănătorul trece mereu și aruncă sămânța cu o perseverență senină din iubire. Și rezultatul? Noi participăm la Euharistie. Noi ne apropiem des de Sfânta Împărtășanie pentru a face comuniune cu oferta de iubire a lui Hristos, dar un dar neprețuit. Euharistia este o sămânță cu o putere nemărginită care este aruncată în brazdele inimii noastre. Și fructele ei, care sunt? Să încercăm să ne confruntăm cu diferitele tipuri de pământ prezentate de Iisus. Suntem pământ tare și aproape vaccinat împotriva Evangheliei. Suntem plini de preocupări nefolositoare până acolo încât Domnul a devenit ca o scurtă secvență de televizor, care trece însă fără să spună nimic inimii noastre. Parabola semănătorului ne interpelează în mod urgent pe unul fiecare dintre noi. Doamne, pentru ce le vorbești în parabole? Răspunsul lui Iisus la prima vedere este foarte clar. El spune, vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu li s-a dat. Celui care are îi se va mai da și va prisosi, dar celui care nu are și ceea ce are îi se va lua. Aceste cuvinte par dure și în schimb ele sunt cuvinte de suferință, exprimă regretul mai mult decât condamnă. Iisus, de fapt, pune în față două categorii de persoane. Într-o parte, ucenicii care l-au primit pe Hristos, pentru că inima lor era umilă și simplă, ca pământul fertil al câmpurilor. De cealaltă parte, erau și cei care chiar și după ce au văzut aceleași lucruri și au ascultat aceleași cuvinte, l-au respins, l-au refuzat pe Hristos, pentru că inima lor era în mod păgubos, nociv, închisă cu nerușinare în mândrie și în gânfare. Domnul exclamă, celui care are îi se va mai da, adică celor care au umilință și deschidere față de Dumnezeu, Dumnezeu le va da fără număr. Dar pentru cei care nu au umilință și prin urmare se închid la darul lui Dumnezeu, vor pierde orice valoare. Iubiți credincioși, dragi ascultători, cu alte cuvinte, pentru cei care sunt închiși în fața lui Dumnezeu din mândrie, orice semn de bunătate și orice dar de lumină devine un motiv de mai mare încăpățânare, înrădătnicie.
Sigur, evident, nu din cauza luminii, dar pentru că lumina descoperă intențiile rele ce sunt în adormire în inima lor. Cât ar trebui să medităm aceste cuvinte ale lui Isus? Ele sunt un apel sincer din inimă să spargem zidul orgoliului, ca Dumnezeu să ne facă darul îmbrățișării pregătit din veșnicie pentru noi. Odată în timpul unei călătorii cu Maica Tereza, un preot a fost martor al unui episod încântător. Un bărbat din garda de ordine s-a apropiat și cu fața supărată i-a spus preotului: Părinte, nu știu ce se întâmplă cu mine. Mi se pare că Dumnezeu mă privește prin ochii acelei doamne. Și o arată pe Sfânta Tereza, care așezată într-un colț se ruga. Cuvintele acelea au fost povestite Maicii Tereza și ea, cu o simplitate dezarmantă, a comentat: Îi spun acestui om că Dumnezeu de atâta timp îl privește. Mai întâi el nu și-a dat seama, dar astăzi a făcut un act de umilință și ochii săi au fost deschiși la lumină. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dragi ascultători, să ne rugăm pentru ca să se deschidă și ochii noștri. Lumina este pregătită să intre și brațele lui Dumnezeu sunt deja deschise pentru a ne îmbrățișa. Lăudați să fie Iisus și Maria! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu. Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care jertfindu-se Tatălui pentru răscumpărarea noastră, ni se dăruiește ca hrană de viață veșnică. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, deschide bisericii tale drumul spre toți locuitorii acestui pământ, ca să le ofere hrană bogată a Cuvântului Dumnezeu și a Sfintei Euharistii. Lumineaţă-ne să prețuim darul neasemuit al trupului și sângelui Tău mai presus de orice lucru. Vindecă rănile sufletești și trupești prin Sfânta Împărtășanie. Dăruiește-ne nouă tuturor celor care Te primim în Euharistie, conștiința limpede că suntem datori să ne jertfim și noi lui Dumnezeu și să le slujim cu generozitate fraților noștri asemenea Ție. Inspirele celor aflați în agonie dorința de a primi cu evlavie sfintele taine. Primește pe reposații noștri la ospățul Tău veșnic. Doamne Iisuse Hristoase, care ești purur în mijlocul credincioșilor adunați în numele Tău,
ascultă și împlinește rugăciunile noastre, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Primește, Doamne, aceste daruri, daruri în cinstea Ta. Rodul pământului și al muncii noastre, daruri în cinstea Ta. Daruri în cinstea Ta. Jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească jertfa de mâinile Tale, spre laudă și mântuirea Lui, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Privește, Doamne, la darurile Bisericii care se roagă și dăruiește-le credincioșilor care le vor primi harul de a crește necontenit în sfințenie, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. O, sinimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim. Săvului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca ele, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii Te laudă într-un singur glas. Este Domnul cerurilor.
cel care vine în numele Domnului. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamnă, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostole și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tata totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de azi, dă-ne-o astăzi și pe iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iartăm greșiților noștri, și nu ne ducem să ne facem. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate rălele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamnă, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Dumnezeu cel necuprins se ascunde în taina pâinii și a vinului și pe altar coboară între oameni cu trup și sânge să se dăruiască. Cere venita,
răcească, ne faci un loc la masa ta cerească. Pâine din cer venită pentru a noastră viață, cel care te primește nu va muri în veci. Pâine din cer venită pentru a noastră viață, cel care te primește nu va muri în veci. Veniți la mine, toți cei osteniți, cei osteniți și greu împovărați. Eu vă alin în orice suferință și vă ajut amarul să-l purtați. Venim cu drag. În fața ta, cu harul tău să ne întâlcești povara, cea de seapare că e mult prea grea. Luați asupra voastră ciugul meu și veți vedea că pace ați aflat, căci legea mea e juc plăcut și dulce, povara mea e ușoară de purtat. O, Doamne-i drept de avem în noi iubire, nimic nu-i greu ce ne ceri, și de-ar fi greu, tu doar ne stai alături și-n greu aflăm nespuse mângâieri. Luați asupra voastră jugul meu și de la mine voi să învățați, că inima mi-e blândă și smerită, vă dau exemplu ca să mă urmați. Sunte mai tăi, ai tăi discipoli, Doamne, pe urma ta vrem silnic să pășim, tu să ne faci asemenea cu tine, plâns și smeriți din inimă.
să fim. Asupra voastră șugul meu și veți vedea că pace ați aflat, căci legea mea e șug plăcut și dulce, povara mea e ușoară de purtat. O, Doamne-i drept, te avem în noi iubire, greu aflăm nespuse mângâieri. Să ne rugăm. Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească, dă-ne, te rugăm, bucuria ca ori de câte ori ne facem părtași de aceste taine, să crească noi darul răscumpărării, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ancuza, Iași, organizează înscrieri la concursul de admitere la studii universitare de licență în perioada 16-21 iulie 2014 și la studii universitare de masterat între 16 și 25 iulie 2014. Specializările facultății sunt Teologie Romano-Catolică Asistență Socială, Teologie Romano-Catolică Didactică, Teologie Romano-Catolică Pastorală. Detalii suplimentare despre admitere sunt disponibile pe site-ul facultății sau la biroul parohial. Tuturor o duminică binecuvântată alături de Domnul. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Tău Duh Sfânt și